Alina Dragotă vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit la știri! Fălticenenii au avut parte de 6 zile de distracție și muzică pe toate gusturile. Zilele municipiului Fălticeni au avut loc în perioada 16-21 iulie. Evenimentul a cuprins și acțiuni culturale, sportive și religioase. Vinerea a fost dat startul la distracție. Pe scena amenajată în centrul Fălticeniului au urcat Torent, Voichița Șerba, Alexandru Recolciuc, Alesia și Alb și Negru. Ziua de sâmbătă a fost dedicată iubitorilor de folclor. Ansamblul Ciprian Porumbescu a oferit un spectacol extraordinar alături de interpreți cunoscuți, dar și de talente locale. Mamă-i mamă că trăiesc, mândră-i mândră și-o iubesc, am fost și la vrăjitor, n-am scăpat din dor. La piranda și cu zică mă vrăjesc, n-am nimică. Bucovina nu știe, ora ca s-o joa și vine. Duminica a fost ziua mult așteptată de fălticeneni. Pe scenă au urcat nume sonore, cum ar fi Pavel și Cleopatra Stratan, care au încântat publicul cu melodiile lor. Lasă-i sărbătoare pentru fiecare, și dacă e duminică, înseamnă că tornăm. Încând nu pot să mă nervez. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Eu aș spune ce te pune și ce nu-i perfect. Mă tem că o să mă înțelegeți corect. La la la, la la la, la la la. Eu vină ori te duc, ori vină ori te duc, ori spune bine, ori spune da, ori nu. Eu te rog, ghiță, șeicu viața ta. Da, sunt pentru a doua oară și sunt foarte fericit pentru invitație. Am și o surpriză pentru domn primar, el încă nu știe care e, dar o să aud pe scenă și azi o să cânt și de câte ori o să fiu invitat, întotdeauna o să vin cu cea mai mare plăcere. Imediat pe scenă și-a făcut apariția o tânără fălticeneancă, Paula Ghivirigă. Seara a fost încheiată cu un super concert al trupei Voltaj, dar și cu un foc de artificii. Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a precizat că evenimentul a fost unul deosebit, care a adus în fața locuitorilor toate genurile de muzică. Am avut evenimente culturale pe parcursul celor 5 zile la Fălticeni. De marți, practic, am început activități sportive foarte diversificate, activități religioase, nunta de aur, concerte, activități artistice, bâlciu, să e o parte doar din toată activitatea noastră și încă o dată, repet, vreau să le mulțumesc partenerilor, colaboratorilor mei din primărie care au muncit foarte mult în această perioadă și în perioada premergătoare și cred că am făcut treabă bună. În primul rând vreau să le urez la mulți ani tuturor fălticinelor pentru că este ziua noastră a tuturor, hramul tradițional de Sfântul Ilie, să le spun la mulți ani tuturor celor care ne-au vizitat și am avut record de vizitatori în aceste zile la Fălticeni. Și cred că ăsta este doar unul din argumentele pentru care Fălticeni încet încet trebuie să redevină ceea ce a fost și mai mult decât atât. La eveniment au fost prezente și oficialitățile sucevene care au înmânat diplome olimpicilor și care au declarat că organizarea a fost una deosebită. E o atmosferă extraordinară, foarte multă lume.
Drept dovadă că Fălticeni avea nevoie de un astfel de eveniment pe o perioadă întinsă, 5 zile de spectacole, de evenimente, de premieri, de oameni de seamă, de cetățeni de onoare, inclusiv partea religioasă, pentru că a fost acele vreme legat de Sfântul Ilie petrecut sâmbătă și se vede că organizarea pe care a făcut-o primarul Cătălin Coman era așteptată de fălticineni și sunt convins că prin astfel de modalități de îmbinare și a culturii și a învățământului și a distracției putem să dăm un semnal foarte bun pentru dezvoltarea orașului Fălticeni. Am venit cu mare bucurie la zilele municipiului Fălticeni. Am avut plăcerea să mânez diplome olimpicilor fălticineni. A fost un eveniment reușit pe parcursul a 5 zile. Astăzi a cântat Pavel Stratan, Cleopatra Stratan, urmează voltajul, urmează un foc de artificii. Fălticinenii sunt într-un număr extrem de mare, nu am mai văzut în niciun an de zilele orașului atâta lume. Asta spune că participăm la un eveniment reușit și felicit sigur primarul municipiului Fălticeni, Consiliul Local, locuitorii municipiului Fălticeni care au participat într-un număr atât de mare la acest eveniment. Sunt 5 zile la care am participat, am fost și joi, seară și sâmbătă la 3 evenimente pentru că în ședința de Consiliul Local s-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem pentru o doamnă profesoară și totodată pentru un domn director din învățământ și iată, acum astăzi au fost premiați 130 de copii din Fălticeni, elevi care au avut rezultate bune la învățătură, pe latura sportivă, fizică, chimie, deci este important că în afară de aceste zile clasice reușim să aducem în fața publicului zona culturală, zona educațională și iată, sigur că da, încununăm această seară cu un spectacol de excepție și sigur toată lumea așteaptă voltajul ca o încununare a ceea ce a însemnat în acest an zilele Fălticenului. Fălticenenii s-au declarat mulțumiți de organizarea zilelor municipiului Fălticeni din acest an. Place ție cel mai mult? Cântecile! Voltaj mai mult! Muzica Cleopatrei! Dar voltaj? Foarte! Organizarea din acest an este foarte bună, e foarte frumos. O să fie și o trupă locală de dans, care este foarte ok. Trupa Calypso. Sincer, chiar vrem să urmărim.